Astăzi este miercuri, 14 iunie 2017, mă aflu în capitală, în crescătoria maestrului Colombofil, domnul Gică Mărgelatu, care este aici lângă noi și pe care îl salutăm. Vă salutăm, maestre. Ce faceți? M-am găsit printre porumbei aici, nu? În timpul sezonului de sezonului de concursuri. Am mai stat amândoi la o la o șuietă colombofilă și acum avem plăcerea să am plăcerea de fapt să vă filmez unul dintre masculii preferației dumneavoastră, un mascul din lotul de reproducție, dacă nu greșesc, e un porumbel care l-am adus din Olanda, porumbelul de la Pierre Fers. Aneche și... și Andres... Și Pierre Fais, da? Da. Într-adevăr. E porumbel direct, n-ar nimic altceva decât numai Van de Navel, care se trage de pe un colonel și Blixen, știți că... Blixen e fiul lui colonel. Da. Așa. E un porumbel care eu țiu la el foarte mult, așa. Am înțeles că va reproduși bine și sunteți mulțumit de produsii pe care... Am o fică de nel care a venit are în locul 1 de 11.000 de porumbei. Super. 11.000 și ceva de porumbei. Da? O să, dacă o să aveți amabilitatea, o să aduc și fica. Sigur că da, o să filmăm și pe el. Care a fost cuplat tot cu un porumbel de la Van de Navel, care se trage de Winterbuic, e nepot din sora la Winterbuic de cuib, care este și făcut consanguin cu Winterbuic, așa, și rezultatele au început să se vadă imediat. Cum este, deja am băgat din el, am băgat trei fiice la max, la matcă, unde este, am trei la zbor, care este, care deja una a început și scoate capul iarăși. Da. E bine. Din câte mi-am dat eu seama așa despre porumbei noastră, sușa asta de Van de Navel e una care are un loc de cinste aici în crescătoria noastră, da? O apreciez mult. Da, e de câteva ani de zile. De fapt, eu am mai avut și înainte niște Van de Navel, dar era combinație cu altceva. Acum am zis ca să fac, am mai adus de la Mansur din Germania, iarăși din nou, care tot la fel are, numai am adus numai Van de Navel în el, altceva nu are. Am adus de la Osica, care Osica la Kassel avea un perete de ăsta întreg, fotografia cu Van de Navel și cu crescătoria, unde este, care deține numai Van de Navel, unde da, este da. La fel. Crescători specializați pe sușa asta de porumbel. Da, pe sușa asta și am zis, la ora actuală am 12 femele și 9 mascul la matcă, numai Van de Navel. Super, o colonie foarte puternică. Da. M-am dat pe linia asta și, bineînțeles, cu ceva Cobman, mai am ceva Huben, mai am altceva iar de porumbei mei vei care totuși au venit și care sunt așa. Am de la Air Cup, care am de Bartoli, din Olimpicul al lui, care tot la fel de la ala nu renunți, iar că vine porumbei foarte bine. Niște formă o să-i combin eu așa, că am văzut că se și pliază ăștia de Van de Navel cu ai mei, unde este, da. Și porumbelul ăsta pe care îl filmăm acum și care are seria NL 1783163 din 2014. Da, e tânăr. Un porumbel tânăr, arată foarte bine la mână. Trebuie să spunem că una dintre caracteristicile sau doleanțele dumneavoastră când introduceți un porumbel în crescătorie la matcă trebuie e aceea că trebuie să arate foarte bine la mână, nu? Dacă nu arată, eu nu-i țiu pe ăștia care nu arată bine, cu toate că alții zice, domnule, nu scrie nicăieri unde este. Eu nu țiu, ăsta mi-a fost menirea, eu și înainte când era, tot la fel, eu porumbei alegeam întâi la mână și după aceea. Dar mie mi-a dat, eu unde m-am dus, dar am văzut mii de porumbei și la case și în crescătorii celebre, pe unde am umblat pe în lumea asta și până asta, eu n-am văzut porumbei din ăștia. De-aia o soși degradați, făcuți ca aioriți. Am văzut numai porumbei în stilul ăsta. Da, într-adevăr. Și de-aia zic, nu există, o să vă aduc fica de aia să vedeți cum este la mână, iarăși, la... extraordinar. Este. Și uite, a bătut 11.000 și ceva de porumbei la pui. Într-adevăr, deci super. Și pe București unde concurența e mare. Pe București nu mai vorbim că cu 600 de colombofil cât începe, ați văzut că ușor se lasă, ajunge, dar uite eu an de an am ajuns până la sfârșit. Într-adevăr. Porumbei ăștia, din câte am înțeles eu în ultimii ani, v-ați procurat personal, direct de la casă, nu? De la Târgul Internațional. De la crescători din Olanda și de la
Castel, da. Dar la Castel m-am dus și am luat 1000 de porumbei, poate două la mână, m-a dat ăia afară de acolo și m-am dus a doua zi și am luat de acolo, de unde da. Da. Deci nu-l luați pe primul care vă cade mână la Silo, nu? Nu, nici nu mă gândesc. Nici n-am făcut așa ceva de când mă duc acolo. Super. Unde este? Da. I-am studiat, i-am văzut și eu. Și acum, să fim sincer, porumbii de Van de Nabel să caute la ora actuală are... Una dintre cele mai căutate sușe. Cele mai căutate linii de porumbii. Într-adevăr. Măi. Și cei mai scumpi la ora actuală. Dar sunt și de valoare, pentru că în diferite țări în care au ajuns și să se vând și asta, se combină foarte bine cu alte sușe. Se combină cu ceilalți porumbei foarte bine. Ați văzut, a băgat 10 pui pe internet în primăvară și ați văzut câți bani a luat Van de Nabel. Într-adevăr. Da. Deci... Vă mulțumim mult, maestre, pentru prezentare și așteptăm să ne aduceți și fica din el, da? Da, cu cea mai mare plăcere.